Este oficial, guvernul a adoptat luni majorarea salariului minim net cu 10% de la 1 ianuarie 2022, astfel că aproximativ 1,9 milioane de salariați români vor primi, începând cu anul viitor, remunerații mai mari cu 138 de lei. Această majorare va fi cu 10% în valoare netă, iar ca valoare brută, salariul minim în plată la nivelul anului 2022 va ajunge la 2550 de lei pe lună. Sunt rezultate pozitive, întrucât această majorare a salariului în plată la nivel brut reprezintă o majorare cu aproximativ 230 de lei față de nivelul 250 de lei față de nivelul actual, cu 138 de lei la nivel net, iar impactul va fi asupra aproximativ a 1.970.000 de oameni. Menționez că în momentul de față există la nivel de țară aproximativ 1,2 milioane de angajați plătiți cu salariul minim, ceea ce înseamnă 22,9% din cei 5.600 de salariați activi. Raluca Turcan a mai spus că măsura majorării salariului minim este strâns legată de o altă modificare adusă azi în guvern la codul muncii, prin care a fost definită munca subdeclarată sau munca la gri. Sancțiunea aplicabilă pentru depistarea muncii subdeclarate este între 8.000 și 10.000 de lei pentru fiecare salariat.